dorm pe șantier. Eu stau singur apac și fumez cartier. Mama e textilistă și lucrează în schimbul 3. Eu mă duc la disco și dansez pe banchie. Și când rock, când rock, toată lumea cântă rock, cu vecinii de rock rock. Noaptea stau în bar și pe fete ne răjesc. Hai să dăm o bilă, fata mea că îmi plătesc. La facultate nu mă duc și de panzaconi eu tot timpul mă apuc. Și când rock, când toată lumea cântă rock, cu vecinii de la bloc. Iar când voi fi mare și voi avea cu ochii în soare, voi avea ce povesti. Iar-o-te de stradă toată ziua mă gândesc, dar o dau pe coajă și apoi mă liniștesc. Casca de la bloc de mai rap săptămâna. După toate astea toți avem o salvenat. Și când rock, când rock, toată lumea cântă rock, cu vecinii de la bloc. Spun că eu sunt vagabond, dar din visul meu o să ajung ce-mi spun. Prietenii spun că sunt un timp deosebit, dar nu îi cred și mă consider un ciclit. Și când rock, când rock, toată lumea cântă rock, cu vecinii de la bloc. E distracție, ce mișto, e distracție, ce mișto, e distracție, ce mișto, e distracție. Dacă nu te supără, o să vorbesc un pic cu ei pe câteva note. Voi nu puteți să cântați notele alea, n-avem cum, niciodată. Am voie de la șef, de la stăpânire. Ei nu, atunci fă tu, coadă. Nu, că pe tine, vezi că pe tine nu te ascultă ca lumea, fii atent aici. A? Vrei să mai încerci o dată? Bun, și acum tare. Păi, cum cântați mai bine la ăștia, la invitați, ce se întâmplă cu voi? A început să-ți placă domnul Giga. Bine, fii atent. Doi, trei, cinci. Vă mulțumesc din inimă. Și acum, fii atent. În 20 de ani n-a uitat cel mai complex refren al grupului Bere Gratis. Cel mai complex. Deci, o săptămână a luat să-l facem. Nu, o să ne facem când intrăm noi. Până atunci, joacă. Până atunci. Până atunci, bine. Deci, vreau să văd din spate de tot până aici în față. de la dreapta la stânga, ca și când nu știți ce e parcare. Zâmbetul pe buze și brațele sus, București! Sus! Sus! E distracție, ce misto. 1, 2, 1, 2, 3, ce misto. Nu, mi-a plăcut. Și acum avem două variante. Începem cu susul. E distracție, ce misto, numai sus. 1, 2, 1, 2, 3 și... E bun. Și acum mai jos. Atenție. E distracție, ce mișto. 1, 2, 1, 2, josul și... Foarte tare. Soția mea a venit la acest concert alături de fiica noastră. Vreau să le arăt cât de succes sunt după 20 de ani. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, atenție! Numai voi! E distracție, ce misto. 1, 2, 1, 2, fetele și... Hai că n-a fost rău. Hai că sunt bine, uite, ele. Și băieții. Băieți, hai băieți! Am doi pe acolo, Balin și cu Stelea. E distracție, ce mișto. 1 băieții, 2 băieții, 8, 2 băieții și... Sper să întâmplă ceva. S-a întors lumea invers. Fetelor, vă mai dau o șansă. Gândiți-vă, deci închideți ochii și gândiți-vă că pe scenă este Enrique Iglesias, ca să fac și o față. Mă duc acasă la familie, o să zică, cine mă, cu fetele alea 24 când erau acolo. Deci, fetele, atenție. E distracție, ce mișto. 1, fetele, 2, 1, 2, fetele, 5! Deci cuvântul cheie este Enrique, m-am prins. Nu acum, ci Enrique. Băieții, forță, forță, doar băieții. E distracție, ce mișto, numai băieții. 1, băieții, 2, pentru Balin și Stelea. 2, 3 și... Sunteți siguri că ați dat biletele cu trenul, că am senzația că băieții au dat click. Ceea ce e neobișnuit pentru muzica noastră. Bun, avem acum pentru ultima dată. Dar vreau să vă văd dreapta, stânga, centru. Sus, jos, în picioare, București! Împreună să văd cine cu cine a venit. E distracție, ce mișto. 1, 2, 1, 2, 3 și... E distracție, ce mișto. E distracție, ce mișto. E distracție, ce mișto. E distracție.